Crescătorii de vaci de porcine vor beneficia de un sprijin financiar în valoare totală de peste 11 milioane de euro în scopul compensării unei părți a pierderilor înregistrate din cauza embargoului impus de Rusia, încetinirii economice a Chinei și a eliminării cotelor de lapte în Uniunea Europeană. Guvernul a adoptat miercuri o hotărâre care stabilește că ajutorul financiar pentru sectorul laptelui și produselor lactate este echivalentul în lei al sumei de 8.773.154 euro, iar pentru sectorul de creștere a porcinelor, echivalentul în lei al sumei de 2.372.804 euro, informează biroul de presă al executivului. De asemenea, actul normativ include criteriile și condițiile utilizate pentru acordarea ajutorului financiar, cuantumul ajutorului financiar pe fiecare categorie de beneficiari din sectorul laptelui și produselor lactate, documentele specifice care însoțesc cererea, aceasta urmând a fi depusă până la 8 aprilie. Plățile se vor face până la 30 iunie, potrivit guvernului. Solicitanții acestui ajutor trebuie să respecte criteriile și condițiile de alocare a sumelor pentru sectorul lapte și produse lactate, respectiv să fie înscriși în sistemul cotelor de lapte, la APIA, prin compartimentul de administrare a cotelor de lapte, ca producători cu cote de livrări pentru anul de cotă 2014-2015, respectiv dețin cote de livrări la data de 31 martie. Pentru sectorul carne de porc se alocă sume pentru îngrășare, dar și pentru reproducție, crescătorilor care dețin exploatații autorizate de Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară. Suma cuvenită fiecărui producător agricol se calculează de către APIA prin împărțirea sumei la efectivul de porci livrați și clasificați în abatoare autorizate în perioada 1 ianuarie-31 august 2015, dar nu la mai mult de 300.000 capete pe beneficiar, precum și la efectivul mediu de scroafe sau efectivul de scrofițe de reproducție livrate sau transferate în perioada 1 ianuarie-31 august 2015. Criteriile și condițiile de alocare a sumei pentru sectoarele lapte și produse lactate și carne de porc au fost stabilite în baza unor consultări prealabile cu reprezentanții asociațiilor de producători din cele două sectoare. României s-a alocat un pachet financiar în valoare de 11.145.958 de euro, care se direcționează producătorilor de lapte și carne de porc.